Prin dispoziția termică numărul 160, de data viitor, păi 02-2019, ne-am întâlnit în ședința ordinară pentru luna februarie. Aveți ordinea de zi și proiectele suplimentare care au apărut. Țineți, avem 21, deci prezența în unanimitate, suntem cine de acord cu ordinea de zi pe care o aveți pe tablete. Vă mulțumesc, abținere împotrivă. Înainte de a începe ședința de astăzi, să aprobăm procesul verbal încheiat în data de 31.01.2019, ședința ordinară a Consiliului Local. Dacă aveți probleme, discuție. Dacă nu, cine să pentru. În unanimitate. Deci trecem la proiectul numărul 1, privind modificarea și completarea HCL 21 din 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 2, privind modificarea și completarea HCL 108 din 13.05.2016, privind aprobarea închirierii unui spațiu către Asociația Națională a Surzilor România, filiala Neamț. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Sprețăm la vot. Cine stă pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul numărul 3. Privind aprobarea inventarului parțial a terenurilor și clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții. Pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 4. Privind alocarea unei sume din bugetul local. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Asta e cu la finanță, dar să facem la finanță. Să facem. Juridică. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Cine? Pentru? Unanimitate. Proiectul 5. Privind proiectul de hotărâre, privind aprobarea acordului de asociere între Municipal Roman și Sportiv. Municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru Târgu de Paște în acest parc. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Juridicul. Aviz favorabil. Discuții. Cine stă pentru? Vă mulțumesc cu unanimitate. Proiectul 6. Privind stabilirea componenței echipe mobile, privind intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Domnul consilier Corban. Dacă vor fi angajate experimentale sau din ceea ce există. Nu, din ceea ce există. Mulțumesc. Alte probleme? Și de este pentru. Împotrivă, abținere, unanimitate. Proiectul 7. Privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Fundația Episcop Mediu. Ce se în Roma. Comisia de Administrație Publică. Aviz favorabil. Juridică. Aviz favorabil. Discuții?
Trecem la vot. Cine este de acord? Unanimitate. Proiectul 8. Privind transmiterea unui autovehicul în administrarea CSM Roma. Administrarea Comisia Administrației Publice. Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul președinte. Nu particip la vot. Se consemneze procesul verbal, domnul consilier Bologaini, nu participă la vot. Cine este pentru? Împotriva, cine este unanimitate. Proiectul 10, privind modificarea HCL 223 din 2018. Modificarea. Da. Îndreptarea unei erori materiale din hotărârea 280/2018. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Administrație. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, discuții. Pentru unanimitate. 3-10. Privind modificarea HCL 223 din 2008, privind înființarea direcției municipal-locală. Comisia Administrație. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, discuții. Pentru. Abținere, împotrivă, unanimitate. Proiectul 11, privind aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Comisia Urbanism? Avizul este favorabil cu îndreptarea unei erori materiale, de fapt sunt două erori. La titlul proiectului va fi aprobarea concesionării unor terenuri, în loc de aprobarea concesionării și închirierii unor terenuri. Iar la cele 6 studii de oportunitate, în loc de articolul 13, este articolul 15. Vă mulțumesc. Comisia Juridică? Aviz favorabil cu dreptarea erorilor materiale. Cu dreptarea erorilor. Eu propun să le votăm. Dacă nu avem probleme, deci votăm cu amendamentul. Îndreptarea erorilor. Îndreptarea celor două. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abținere, împotrivă, unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 12, privind aprobarea vânzării unor imobile. Comisia Buget. Aviz favorabil. Urbanism. Avizul este favorabil cu o altă eroare materială. La anexă, la poziția 1, în locul numelui Ionuț Pricope, este doamna Petronela Brumă. Așa am primit de la domnul Stejar. Da. Îndreptare eroare materială, a rămas probabil de la o altă. Deci ar citi corect Brumă, deci, Petronela. Da? Brumă Petronela se trece la anexă, la poziția numărul 1. Comisia Juridică? Aviz favorabil cu îndreptare eroare materială. Propun să votăm cu eroarea, modificarea erorii materiale intervenite în proiect. Cine este de acord? Împotrivă, abține, în unanimitate. Proiectul numărul 13, privind modificarea HCL numărul 276 din 19-12-2018 privind aprobarea organigramei situației posturilor și spațiilor de funcții în Spitalul Municipal de Urgență Roman. Comisia Buget Finanțe? Aveți favorabil. Nu participa, vă nu. La discuție. Comisia Juridică? Aveți favorabil. Discuții se consemneze, că domnul Chiriloae nu participă. Pentru? Dar nu bătesc, ce-i la mână?
Două semne. O verificată atenție. Da. Unanimitate de vreodată. Ia nu poate de ce mă dacă ne-au fi. Nu poate să avicinează. Da. Așa se ia. Bun. Proiectul 14 privind respingerea unei plângeri prealabile. Avizul Comisiei Buget. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Aveți fi făcut ca la carte. Conform legii. Conform legii, da. Ce? Cine este că? Împotrivă, abține, tot două mai am testat vigilența. 15. Privind completarea HCL 240 din 05-11-2018, privind impozitele și taxele locale pe 2019. Comisia Buget? Aviz favorabil. Juridic? Aviz favorabil. Discuții? Pentru? Unanimitate. 16. Privind mandatarea reprezentării municipiului Roman, Comisia de Administrație. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Da. Aici avem, după cum știți, deplasarea în Franța, ocazia francofoniei și în plus, și în plus, aici cu centenarul și cu învrățimii, o să fie mai multe acțiuni. Cu centenarul. Da, avem... Propuneți doamna Păiuș, doamna profesor Păiuș. Doamna Păiuș și de la noi domnul Radu Curbăr. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu se trece la vot, nu trebuie făcut din bulete. Secret. Dacă la vot, se crede. Comisia. Comisia de valet. Domnul Achirivaiu, domnul Beloiu, domnul Vasiliu, Coroșanu și doamna Păiuri. N-au mai pune pe zvăneată pe ea. Uite, ia merit. Bagă după că nu. Două ori nu văd. Nu, urmă nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Acolo două, da. Acolo îi lași doi în care. Da. Două, acolo, cum. Domnul Armanu. Și cu domnul Balan George. Lasă. Trebuie la văd. Domnul Meloiu și domnul Moloca. Curpă, Radu și Panca și Pedro. Fron și tu, Ghica, ai păstele, vezi poate mă dai. Doamna Avriș. Are și sucură? Are, are. Dar nu mi-am mai departe, cu glavuri. Iacob și cu doamna Iorga. Moroșan și Burbuter. Trașcu și cu doamna Păiuș, vezi cum se taie acolo, da?
Franța. În Franța. Poate era pe acolo. Da. Poate era da, în Franța. Poate în Franța. Domnul Scutar și cu doamna Sumar. Asociație de dezvoltare intercomunitare, Asociația Moldova se dezvoltă. Avizul Comisiei Urbanism.
avis favorabil cu îndreptarea a trei erori materiale. La anexa numărul 1, pagina 8, ultima frază va fi: reprezentanții asociațiilor în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Asociației Moldova se dezvoltă. A apărut un plus, dezvoltare intercomunitară. La anexa 2, articolul 14, apare și fraza: membri asociați pot fi alte unități administrativ-teritoriale sau instituții publice locale. Și tot la anexa 2, se va insera data 23 ianuarie 2019, ca data încheierii procesului verbal, cu ocazia constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, același cuvânt, Moldova se dezvoltă, în loc de Asociația Moldova se dezvoltă. Apare cuvântul 2. Comisia juridică. Aviz favorabil. Modificările respective, da? Cu modificările. Da, da. Discuții. Stimați colegi, noi am analizat. La discuții. Am analizat cu atenție această asociație, este foarte bine venită, dar întrucât sunt doar 6-7 localități nevăzut chiar Moldova. Hai, ziceam, partea de nord, cele 4 județe, cu Moldova ai cuprinde și Bacău și Vrancea și Vaslui și Galați. Moldova. Hai, partea de nord, dar nostru, cele 4 județe, cum e Suceava, Botoșan, Iași și Neamț. Da? Nu văd aici alte localități, mă venim că o luăm din nord. Gura Umorului, nu văd Fălticenii, nu văd Pașcanii, nu văd Târgu Neamț. Grupul PSD se va abține la vot la acest proiect. Da, eu vreau doar să vă spun un lucru, faptul că noi suntem un grup de inițiativă în realizarea acestei asociații, așa cum ați văzut, inclusiv prin modificarea care a fost adusă la comisie, membrii ai asociației pot fi orice alte unități administrativ-teritoriale. Nu vă ascund faptul că noi deja am început discuții și cu municipii din alte județe, inclusiv din județele Bacău și județele Vaslui, și orice alt municipiu, orice altă localitate care dorește să se alieze alături de noi în această asociație, este binevenită. Noi am declarat încă de la început că va fi o asociație de tip deschis. Așa cum ați și observat, avem și o cotizație anuală. Fiecare dintre municipiile care vor veni vor trebui să achite această cotizație anuală. Și din punctul nostru de vedere, oricine va dori să vină în sprijinul demersului nostru de a crea la nivel regional anumite investiții, e binevenit și poate face parte din această alianță. Da, mulțumesc. Supădem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Ați avut unul de la pescă. Proiectul numărul 18, privind la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat. Comisia Buget. Aveți favorabil. Cultură. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Pentru. Vă mulțumesc unanimitate. Proiectul numărul 19. Privind modificarea HCL 220 din 2709-2018, privind regimul juridic, întreținere și exploatarea locurilor de parcare. Vă
Comisia Administrație Publică. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Domnul consilier Curpăr. Din ce la ce am luat? În francez. Victor, observ. Este vorba de fapt despre eliminarea amendamentului care l-am adus eu în ședința din 27 septembrie 2018. Cel în sezon de iarnă, sezon de vară. Motiv pentru care propun, am înțeles că se dorește utilizarea unui program unitar să nu mai fie pe anotimpuri. Motiv pentru care eu propun tot un program unitar și o să vă supun la vot un amendament. Program de luni până vineri de la 8 la 16, sâmbătă și duminică liber. Asta ca amendament. Supuneți la vot proiectul în formă inițială și nu, de amendament. Nu. Sau amendament. Da, în mod normal ar trebui supus la vot proiectul în formă inițială. Eu sunt președinte, eu decid. Eu zic, consilierii tăi decide, nu vreau așa. Supun la vot proiectul cu amendamentul domnului Curba, cine este pentru. Deci, șase. A trecut. A trecut o formă inițială. Sunt o formă inițială. Ce a trecut? Proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre. Ce este pentru? Vă mulțumesc. 16 împotrivă. 16. 16, dacă numărat domnul fost. Domnul președinte, nu te va zice. Dar aici să pune toată. A trecut. 15 pentru 16 sau 18. Da, proiectul 19 privind modificarea HL2.0. A, iar? Asta e, a fost cu ghinioră pentru noi. 2.0. 20, da? Hai să mergem, dacă cum ați zis, doamnă. La proiectul privind aprobarea amenajării unor parcări publice pe terenul proprietatea municipiului Roman la strada Prodoar Bojere. Urbanism? Aviz favorabil. Juridic? Aviz favorabil. Discuții? Pentru? Abține? Împotrivă? Nu. La 21, privind darea în administrare a unei clădiri și terenuri. Comisia Administrație Publică. Aviz favorabil. Buget Finanțe. Buget Finanțe. Alo? Nu. Favorabil. Ce? Bine. Favorabil. Aviz. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Pentru? Unanimitate. Proiect de hotărâre numărul 22 privind modificarea HCL 18 din 14.02.2008 privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local modificată și completată. Avizul al Comisiei Administrație Publice. Aviz favorabil. Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Pot să la discuții să mă autoscriu la cuvânt. Consilierii PSD nu sunt de acord cu modificarea valorii biletului de 2,5 lei călătorie începând cu 01.03.2019. Și vor vota împotrivă la acest. Spuneți-le asta și conducerii de la București, că ar mai crească prețul. Problema este, asta trebuie să o spui la comisie. La comisie umbli cu bancul. Cine este pentru?
Mulțumesc! Da, ca idee de reținut de momentul, eu vreau doar să vă fac următoarea precizare. Abonamentele, prețul la abonamente rămâne neschimbat, e vorba doar pentru cei care doresc călătorii individuale. Și iarăși, ca o precizare, faptul că din anul 2012 este același preț la transport și dacă luați în calcul evoluția inflației, evoluția salariilor și a celorlalte cheltuieli din 2012 până în 2019, eu zic că e o creștere rezonabilă, în concordanță și cu prețul stabilit de Consiliul Județean la Societatea Televiziune. Mulțumesc, domnul primar. Noi credem că nu. Speram să cred că se va scumpi cu noi. Supun proiectul de hotărâre la vot. Ce este Petru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Proiectul numărul 23. Privind devizul general actualizat a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareș, municipiul Roma. Avizul Comisiei Urbanism. Avizul este favorabil cu o îndreptare eroare materială. În titlul proiectului și a raportului s-a trecut eronat proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareș și municipiul Roman. În loc de proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareș și municipiul Roman. Deci asta e formă. Asta e formă. Dacă ar fi numai asta, ar fi bine, dar mai sunt atât. Le facem pe toate. Iar ce zice domnul primar, având în vedere prevedere. Ce zice prima dată comisii, zic eu, și după aia. Comisia Urbanism. Păi, v-a spus, e favorabil. O îndreptare. Comisia Juridică. De acord cu îndreptare. Bun. Stau acum și citem ce e trecut aici. Având în vedere prevederile legii 273 din 2006, actualizat cu AG 907 din 2016. Documentație tehnică etică și a legii 2001, cât are același lucru, îl avem și pe aia din februarie 2018. Eu nu am scos și le-am luat și le-am pus față în față, deci n-ar trebui să facem. Întrucât, pur și simplu, n-au văzut nimeni de la comisie și asta e destul de grav. Pentru că ordonanța de urgență numărul 114. Pentru asta se face reactualizarea. Uitați-vă, domnul... Dar nu e intrat în vigoare. Primară. Stați un pic. Eu nu înțeleg până la urmă care e ideea ca să pot să vă răspund. Dacă vă referiți la temeiul de drept, pot să vă spun că temeiul de drept este corect indicat. Ordonanța 114 nu produce efecte decât în ceea ce privește pozițiile din devizul general actualizat. Nu are nicio legătură cu invocarea în temeiul de drept.
Da? Deci, deviziul și competența de aprobare a deviziilor generale actualizate, a studiilor de specialitate, sunt reglementate prin alte lege. Eu nu am luat și am studiat foarte atent ordonanța și, într-adevăr, cuprinde atâta la proiectul, la proiectare, inclusiv până când ajunge la organizarea de șantier, unde s-au schimbat foarte mult prețuri de la salarii, la 30 de milioane, în construcții, și așa mai departe. Dar, în expunerea în motive, spune că e vorba despre ordonanța 114. Da, da, deci încă o dată, vă repet, poate înțelegeți. Invocarea temerilor de drept pentru aprobarea devizelor generale actualizate este una, iar actualizarea devizelor în baza unor alte prevederi legislative e totul altceva. Și s-a atât de mare, dacă aș înțelege foarte bine, sigur, mistura acum salariile, inflația, benzina, motorina, toate materiale, costurile au crescut. E normal să ducă în sus. Hai. Dar de ce e normal să ducă în sus? Pentru că a crescut. Păi și biletul, și prețul biletului, tocmai din cauza ta, când e convenit, a crescut. Ascult aici, unde vreau să ajung, Georgică. Pentru că nu spun nimica, crește proiectul, de exemplu, de la 2 milioane, 600 la 3, de la 2,300. La 2, la 3,7. Deci da. Vorba de o creștere extraordinar de mare. Nu m-aș lega dacă ar fi treaba la organizare de șantier din toate posturile astea. Dar chiar aș fi curios, domnul Ioniță. Dar vă răspund eu, spuneți, că eu înțeleg, dar nu înțeleg bun de asta. Cum poate să crească de devizul de anul trecut când l-am aprobat noi, la proiectare, de la 38.000, să crească din 3 ori preci. Da, vă răspund. Deci, în primul rând, anul trecut, când am aprobat acest deviz și ceea ce probabil dumneavoastră a spus că ați citit ordonanța 114, da, dar cred că iarăși n-ați înțeles-o până la capăt. Inclusiv în domeniul proiectării salariului minim pe economie tot trimit de lei, da? Deci tot ce ține parte de construcții, totul se majorează la 3.000 de lei salariul minim pe economie. Ceea ce induce clar la o evoluție foarte mare a tuturor prețurilor. De asemenea, mixtura asfaltică și, de fapt, o componentă a mixturii asfaltice, bitumul, s-a dublat ca și preț în ultimul an. În condițiile în care noi dorim să reabilităm aceste străzi, manoperă e clar că e foarte mult atât la reabilitări de trotuare, cât și la mixtura asfaltică și la coborul asfaltic, e evident că, pe cal de consecință, faceți dumneavoastră un calcul cam cât înseamnă raportat o 3.000 de lei la 1.900 cât era salariul înainte. Vă spun eu undeva în jur de 54%. Și de aici mai departe, faceți dumneavoastră calcul. Am cerut, pentru că nu sunt specialist, nu sunt nici dumneavoastră, nu sunteți în Eu nu sunt specialist, dar le înțeleg când vorbesc bine. Problema... Noi am cerut avizul, am discutat cu oameni care lucrează. Așa. Și toți, chiar și de la Bacău și de la Iași, mi s-a spus e mult prea încărcat la partea de proiectare. Că dincolo ați văzut că ați luat, când am avut mulți bani, mai mulți lăsați în rezervă, ați luat de acolo pe 200.000 de lei și ați băgat la cheltuieli de... adică s-a analizat cum treaba asta. Nouă mi se pare că această reactualizare este făcută mult, mult prea larg față de
Da, eu am înțeles. E punctul dumneavoastră de vedere. Am înțeles că totuși nu sunteți specialist, dar totuși vreau să vă dați cu presupunerea. Nu, după ce am discutat, mă aveți și la dumneavoastră în grupul de consilieri, pe cineva care se începe și care va putea lămuri mai bine, sunt convins. Ceea ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, presiunea pe bugetul local va fi foarte mare pe toate devizele care vor apărea în perioada imediat următoare, inclusiv, o să vedeți cele două proiecte suplimentare cu lucrările finanțate prin PNDL și costurile suplimentare vor trebui suportate tot de bugetul local. Aceeași discuție le avem și pe proiectele finanțare europeană. Ele toate se fac în concordanță cu standardele care există în momentul de față, cu standardele de cost din România și cu prețurile care, din păcate, au explodat în acest domeniu. Important este și cel mai lucru cel mai important de reținut este faptul că dorim să începem procedura de licitație publică pentru reabilitarea străzilor din cartierul Petulareș, procedură care se va desfășura printr-o licitație publică și e clar că prețurile pe care noi le-am pus în acest deviz general actualizat vor fi mai mici, vor fi cele care vor rezulta în urma licitației publice. Da, uitați-vă că sunt aici foarte corect. Da, e vorba de actualizarea prețurilor, nu dar nu este actualizare. Eu nu am actualizare. Dar în baza unor demersuri de drept se actualizează un deviz, iar devizul se actualizează în urma unor modificări legislative. Și tot altceva, da. Care este diferența față de devizul anterior? Undeva vreo 1.200.000. Da. Și la fel va fi la toate proiectele, să știți. Păi da, așa nici pe celălalt. Deci asta e efectul de bumerang al ordonanței 104. Și acest lucru se întâmplă, uitați că am optat întâlnirea și cu ANL-ul, același lucru se întâmplă cu toate proiectele de la ANL care sunt în continuare. Ale unor prevederi, sunt de acord. Noi ne raportăm sigur asta că nu avem bani. Dar e scurs să nu existe societăți de construcții, dacă nu se mărea prețul, nu? Dar putea specialiști? Nu cred că asta este. Întrebați și firmele de construcții. Nu întrebați, știți că am discutat de firme de construcții. Și toate firmele sunt foarte mulțumite de ordonanță, da? Nu calculul care unde se duce. Dar lăsați-mă, deci dumneavoastră, stați un pic, acum a spus adevărul. Deci dumneavoastră când întrebați, nu trebuie să întrebați o firmă de construcții cam la ce preț ar face, ci trebuie să întrebați un proiectant, pentru că un proiectant este cel care își asumă un deviz general la proiectant. Nu o firmă de construcții, firma de construcții își face calcule și vine la o licitație publică. Pe o listă de calități și... Institutul de la Bacău de Proiecte, dar nu vreau ca să... E prea mult... Păi da, dar e realizat de cei la Bacău. Da, nu de Institutul. E realizat proiectul. În fine, asta e situația. Noi considerăm că e mult prea larg, vedem banul public ca să... Să înțelegem că locuitorii cartierului Petru Rareș nu merită o investiție în zona lor. Nu asta. Suntem întru totul de acord ca să se facă. Dar nu să... Îi aruncăm chiar așa. Sunt de acord, dumneavoastră. Puneți la vot și hai de pe primul. Puteți să la licitații, domnule. Cu banii cu proiectarea. Și la proiectare. Da, bine. Nu cu credința de direct. Bun. Problema este, supunem la o casă. Că nu are rost. Ca fiecare rămân cu părerea. Da, dar fiecare unii cu argumente și alții. Nu știu dacă sunt argumente. Așa ați făcut și cu cinematografă. Cu argumente. Făceam 1.800 de euro metru pătrat era. Ți nu se întâmpla nici. Știți că a consolida o clădire costă mult mai mult decât a face una. Nu am explicat lucrurile. Bun, încă asta s-a dus că nu s-a aprobat. Și acum e foarte bine. Să trecem la vot. Cine pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci au fost două voturi împotrivă și patru abțineri, da?
Eu așa am numărat. Abținem 4, da? Daniel, tu cum ai? Împotrivă? Împotrivă. 3 împotrivă, 3 abține. Da, am văzut. Ca să poată și aparatul jocul, da, să se merge să întrebi. 3, 3 și 15. Da. Proiect de hotărâre numărul... 24. Privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local asupra obiectivului de investiție privind amenajarea senzoratorului pe la Dedeman de acolo. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuție. Nu e o rugămintă rugămintă. În expunerea de motive, aici s-au realizat și plătiți aproximativ din 100 milioane lei și prin actualizare se va ridica aproximativ din 1000 milioane lei. Expunerea de motive. Da, dar aveți un proiect de hotărâre cifre de cont. Citiți și hotărârea și hotărârea de expunere. Da, de expunerea de motive. Da. O eroare materială cu toate lucrurile. Dar expunem proiectul să aprobăm. Spune-mi, da, vă. Da. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abține? 6. Proiectul suplimentar 2 sau 25. Privind aprobarea măsurilor pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Roman. Comisia Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Juridic. Aviz favorabil. Discuții. Două amendamente, o să vă spun despre ceva, dar după aia... Deci aș dori la capital să fie cele 200.000 exclusiv TVA, deci la fondul pentru 2019. Și din comisia de evaluare să stabilim, acolo scrie membri, reprezentanți din diverse direcții, spunem un membru, doi, să nu existe... No, aia să vă faci prin dispoziție de primar. Am înțeles. Deci eu aș face un amendament, valoarea pentru anul 2019 să fie 2000 de lei exclusiv TVA. 200.000 de lei. Cine este de acord cu amendamentul lui domnul Curpăr? Nimeni. Bun. Formă inițială, proiectul... Da. Da, vă mulțumesc. Deci 15 pentru. Întrebați împotrivă și abține. Împotrivă, abține. Nu a votat în niciun fel. A votat amendament. Prima dată. Păi nu. A votat prima dată pentru amendament. Nu a trecut amendament. Ulterior s-a spus proiectul în formă inițială. Bine, au fost 15 voturi pentru, 6 abține. 6. Da. Hai, luați-vă votul. De 6 abține, da? Suplimentar 3 sau 26 privind aprobarea devizului general actualizat și a contribuției bugetul local canalizat din Palaia Părăcescu, Caracheale, Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Asta abține 15 voturi. Suplimentar 4-27, privind aprobarea de unei eluări materiale. Urbanism? Juridic? Discuții? Cine este pentru? Vă mulțumesc. Nu mai ales.
dar doar cheltuielile bugetul local, Comisia Buget Finanțe, Comisia Cultură, Comisia Juridică. Discuții, cele se pentru, împotrivă, abține, vă mulțumesc. Cu aceste discuții. Luați așa și de cele două informații. Cele două informații pe care ai zis, doamne. Nu dispuneți la vot, dar să se ia.